încredere, dezamăgire, vinovăție, dispreț, obsesie, confuzie, rușine, tristețe, teamă, orgoliu, furie, singurătate, S. Bună seara, sunt Cristian Erdei și mă bucur să ne reîntâlnim la această emisiune cu și despre oameni. În această seară vom cunoaște o poveste de viață impresionantă, cu foarte multe încercări emoționale și o tânără doamnă care a avut curajul să vorbească despre toate aceste lucruri. Haideți să vedem ce urmează. Vom cunoaște astăzi o poveste de viață impresionantă. O tânără care a avut curajul să-și ia viața în propriile-i mâini și să fugă din infernul numit acasă. Sau și dacă se vedea, nu încerca nimeni să intre, să dezvăluie sau să întrebe, nu interesa pe nimeni. În copilărie, Alexandra a trecut prin abuzuri și bătăi de neimaginat din cauza dependenței de alcool de care sufereau mama sa și tatăl vitreg. Luam bătăi câteodată datorită faptului că era electrician, lua cablul de la castofon, să zicem, că pe vremea erau castofane și mă făcea vârj de sus până jos. La o vârstă fragedă a decis să se căsătorească și să plece de lângă cea care i-a dat viață. Seama că, într-adevăr, nu eu am greșit și că a fost vina ei sau a tatălui și m-a ajutat oarecum să merg mai departe. Am evitat să mai vorbim și când, chiar și când am crescut mai mare, am încercat să lăsăm trecutul în spate și să mergem mai departe. După divorț am rămas doar eu și fratele meu, că între timp terminasem și liceul și n-avea cine să mă judece și să mă condamne. Rămâneți alături de noi pentru a afla cum se poate trece peste abuzul din copilărie și cum iertarea poate vindeca de multe ori totul. Sunt împreună cu Alexandra, o tânără care vreau să-i mulțumesc pentru curajul de a veni în fața telespectatorilor și de a vorbi, nu știu, sincer și deschis despre niște lucruri legate de viața ta personală, privată. Eu sunt foarte bucuros că oamenii pot face lucrul ăsta și cred că pentru foarte mulți din cei care ne privesc poate să fie, nu știu, asta o sursă de inspirație sau pot să afle informații care să-i ajute. Alexandra, povestea ta începe undeva din copilărie, spuneai? Da. Și haideți să începem de aici, firul discuției. Ce s-a întâmplat atunci când erai încă foarte mică? Erau tot felul de probleme, discuții, certuri. Între părinți sau? Între părinți și între și de la părinți către copii, să spunem așa. Erai singură la părinți sau aveai frați, surori? Mai am un frate. Mai ai un frate? Da. Și părinții aveau niște certuri sau ce s-a întâmplat concret? Aveau și certuri între ei și discuții. Dar se reflectau și asupra noastră, ne afectau și pe noi. Și certurile, atât certurile, cât și violența fizică. Violență fizică? În sensul că primeam bătăi, să zicem așa. Era ceva ce declanșa aceste conflicte, aceste cercuri? Certuri, un fel de context? Erau diferite discuții, dar motivul real și primordial era consumul de alcool, să zicem așa. Consumul de alcool al părinților? Da. Al uneia sau ambilor? Al ambilor, de multe ori. Și atunci certurile apăreau pe fundul ăsta? Da, de cele mai multe ori. Spui că erau și bătăi, nu? Adică se erau și bătăi grave, adică realmente lovituri, da, puternice, așa? Da, au fost și lovituri puternice. Care au lăsat urme? Ne lăsau și urme, atât sufletești în interior cât și în exterior. Și de la ce vârstă ți-amintești să fi început lucrurile astea? Câți ani aveai tu atunci? De când realizam eu tot acest conflict, să fi avut vreo 5-6 ani. Erau multe mai devreme, dar le-am uitat. Da, era fratele tău? Fratele meu avea, de multe ori, avea norocul, să zic așa, că mai mult locuia la bunicii noștri. Dar era ce vârstă avea atunci, când se întâmpla asta? Păi eu aveam 5-6 ani, să zicem, el avea vreo 8-9 ani. Era mai mare. Este mai mare, da. Bun, și care a fost reacția voastră atunci? Îți amintești de pe la 5-6 ani? Cum reacționai când se întâmpla asta? Încercam să ne vedem de treaba noastră cât mai mult, chiar dacă de multe ori l-am bătaie eu cu vină sau fără vină, dacă existau motive reale sau nu. Dar încercam să ne vedem de treaba noastră. Și îți amintești așa niște critici pe care le-ai primit sau ceva ce îți doresc imputau părinții? Dorești să-ți
oarecum să-ți dezvălui sau să-ți povestesc cu un anumit episod? Cam mă cum s-a ajuns la un anumit conflict, să zicem? Putem face și asta dacă tu vrei, sigur. Că păi, spuneam exemplu, la începutul emisiunii, înainte să începem, că practic tu ești liberă să spui toate lucrurile pe care vrei să le spui. Nici într-un caz eu nu vreau să forțez în așa fel discuția ca tu să spui ceva ce nu vrei. E libertatea ta și eu respect chestia asta, știi? Bun, mă întrebam dacă erau anumite critici care se repetau atunci când apăreau aceste și reproșuri, să bătăi zicem. Fizice, reproșuri, erau, da. Erau care se repetau sau erau motive inventate sau motive noi sau fără motiv. Existau tot felul de... sau motive absurde. Sau motive absurde. Da. Știi că la vârsta asta de 5-6 ani, spui că ți-amintești de atunci, se poate întâmpla și acest fenomen, nu știu dacă e și cazul tău, undeva copiii, neînțelegând ce se întâmplă, se pot simți vinovați că au făcut ceva rău, știi? Tu ai trăit genul ăsta de sentiment atunci? Nu, că de obicei simțeam că nu este vina mea, pentru că nu tot timpul consumam, mama mea nu consuma tot timpul alcool și mi-a explicat, nu a fost vina ta sau... În perioadele când nu consuma, da, avea această discuție cu tine. Erau discuții și îmi dădea de înțeles cum că nu a fost neapărat din vina mea și se înțelegea. Era de la sine înțeles că nu erau bătăile neapărat din cauza mea sau din partea... Ai observat la dânsa să se simtă vinovată ulterior? Ulterior, da. Sau se pare rău sau așa? Da. Îi părea rău. Și asta pentru tine era important? Adică într-un fel, prin asta ghilimele, descoperiam. Spăla ce s-a întâmplat înainte sau nu? Uita, faptul că ea, nu știu, treceam, își cerea scuze uneori. Da, da, treceam peste anumite conflicte și incidente și lovituri. Sau, că prin asta îmi dădeam seama că, într-adevăr, nu eu am greșit și că a fost vina ei sau al tatălui și m-a ajutat oarecum să merg mai departe. Chiar dacă... Știi ce ar fi, cred că e interesant, dacă poți să-ți amintești undeva, certurile astea începeau între ei și ulterior... Aveau, să spunem, legătură și cu voi sau erau așa, unul dintre părinți îți reproșa ceva sau cum se întâmpla? Se întâmpla că erau doar între ei, se întâmpla că înainte era între mine și tatăl meu, să zic așa, și intervenea mama și din cauza asta deja apăreau conflicte, să zicem, dacă intervenea mama, să zicem. Mă gândesc, unul dintre părinți uneori sărea în apărarea cu copilul, da, copiilor? Da, mai mult mama se întâmpla, mai mult mama să fac acest lucru, da. Se întâmpla și când unul dintre părinți consuma alcool și celălalt nu? Da, se întâmpla. Se întâmpla și așa. Se întâmpla. Apropo de tată, eu am înțeles că tu nu-l cunoști pe tatăl tău natural, am înțeles bine? Nu-l cunosc, da, așa este. Deci atunci când s-a întâmplat era tatăl tău vitreg, să spunem. Exact. Crezi că asta a contat în tot acest conflict, faptul că nu era tatăl tău natural sau nu? Am trecut și prin alte... Adică am avut ocazia să cunosc și alte persoane și alți copii care aveau probleme de genul acesta, cărora le se întâmpla din partea tatălui natural. Deci asta nu pot să zic că ar fi o cauză neapărat. Da. Bun, și reacția voastră, deci erați micuți atunci, ați vorbit cu cineva, cu vecini, cu prieteni, cu, nu știu, profesorii de la școală sau așa ceva s-a întâmplat atunci? Nu s-a întâmplat, pentru că eram într-un mediu de... Să zicem, ne tragem, cum ar veni, să zic, expresia aceea, ne tragem de la țară. Da. Lumea își vede fiecare de treaba lui, nu se bagă nimeni în curtea nimănui și nimeni nu are treabă cu nimeni, cum ar veni. Crezi că acolo, în mediul rural, unde spui că s-a întâmplat povestea, era și acea concepție să nu știe lumea ce se întâmplă în familia noastră, așa pentru este. Că atunci e o rușine, sau asta a contat? Da. Păi așa se întâmplă, se întâmplă și ziua de azi, din păcate. Da, e un fel de mentalitate care încă mai apare. Și atunci, în public, cumva erați diferiți? Ieșați în public cu părinții, să spunem, undeva, într-o adunare cu mai mulți oameni acolo? Erați altfel? Nu vă certați acolo? Nu se manifestau în sens. Adică nu își arătau... Chiar dacă erau momente când consumaseră alcool, chiar și așa? Chiar și atunci se fereau să se comporte într-un anumit fel cu noi sau să se... Să dea de înțeles cum ar fi... Știi, mă gândesem când mi-ai spus de povestea asta cu violența fizică, am avut așa o, nu știu, crispare să aud chestia asta, mi se pare, nu știu, foarte impresionantă și dură povestea asta ta. Nu erau urme vizibile? N-am văzut nimeni? Ba nimeni. Da, tata, asta vreau să spun că era electrician și câteodată acum zâmbesc, dar am trăit niște clipe inimaginabile. Pare tare. Asta i-am trecut peste... Luam bătăi câteodată
datorită faptului că era electrician, lua cablul de la castofon, să zicem, că pe vremea erau castofane și mă făcea vârj de sus până jos. Nu exista. Și atunci oamenii care vedeau, ce întrebau, ce s-a întâmplat? Ce să mai vadă oamenii și ca oamenii? Se întâmpla repetat, spui, nu? Să zicem, ce explicații le ofereai? Nu era vizibil la față, să zicem, deci era pe piele și luam haine pe mine, deci nu se vedea, să zicem. Nu te-a întrebat nimeni? Sau și dacă se vedea, nu încerca nimeni să intre, să dezvăluie sau să întrebe, nu interesa pe nimeni. Știi, fiindcă în ultima parte a emisiunii aș vrea puțin să centrăm discuția asupra atitudinii pe care putem să o avem atunci când vedem lucruri legate de abuz emoțional sau abuz fizic. Și de asta vreau să întreb, în toată perioada asta, cineva a venit acolo, nu știu, cineva apropiat să facă ceva, să încerce să intre cumva în povestea asta, să ajute sau nu? Dacă stăm să ne gândim, aveam 2 ani când am trecut de la, când s-a terminat cu perioada, da, post, să zicem, după comunism. Da. Nu, încă lumea era tot cu aceeași concepție, nu era mare schimbare și nimeni nu lua atitudine, din păcate, deci nimeni nu făcea nimic, ca și dacă s-ar fi spus sau s-ar fi văzut sau poate că astăzi sunt mai multe ONG-uri sau, da, se întâmplă să se implice organele competente. Eu mă gândeam poate și la, nu știu, anumiți vecini care aud gălăgie și scandal undeva și poate merg să zică, domnule, ce s-a întâmplat, știi? Cred că noi românii avem o problemă mare cu chestia asta, după părerea mea, adică suntem destul de pasivi. Nu vreau să generalizez acum, sunt oameni care pot să iau atitudine, dar foarte mulți suntem așa, știi? Nu ne privește, stăm deoparte, ceea ce așa mi se pare foarte, foarte grav. Chiar am avut un episod, să zic așa, când am fost plecată în vizită la mama, nu de mult, 2-3 ani, și am asistat la un incident de genul la vecini, da, și vreau cu disperare să mă duc să sun la poliție și să mă duc să fac ceva, să întrerup scandalul, tot acolo la țară, vecini lângă noi. Dar mama mi-a spus, mai bine nu te băga, că pe urmă avem noi probleme. Am înțeles. Și unul dintre părinți, că se certau și între ei, spuneai tu, da, niciodată n-a apelat poliția sau să ceară ajutorul unui psiholog sau să vorbească cu cineva, nu, tatăl Vitrec sau mama, nu? Nu s-a apelat, pentru că v-am spus, era altă perioadă, alte... Au fost tentative de a renunța la consumul de alcool ale părinților tăi atunci? Mama a renunțat la persoana respectivă, a mers mai departe, dar nu s-a oprit din a consuma alcool. Probabil că asta a fost prea târziu ca să se oprească. Dar își dorea, spunea, nu știu, vedeai din partea ei o dorință sau nu era? Deci se oprește, nu pot să zic că nu se oprește, dar nu a avut, să zicem, suficient sprijin ca să poată să renunțe în totalitate sau... Nu s-a ocupat nici, nu și-a dat nici interesul, nu știu care ar fi motivul. Acum o vreme am făcut o emisiune despre dependența de alcool foarte interesantă cu un domn care ne-a spus prin ce a trecut și cât e de, nu știu, greu într-un fel să treci prin povestea asta. Față de ceilalți copii de vârsta ta, nu? Fiindcă începuse-și școala la un moment dat, erai diferită? Adică toate lucrurile astea care se întâmplau, care spui că se întâmplau în familia ta, te-au făcut să fii altfel decât ceilalți copii? Eram oarecum. În ce fel? Începeam să fiu mai introvertită, încercam să nu mai închisă. Da, nu vreau să comunic câteodată. Mă jucam și eu cu ei, încercam să mă deschid, încercam să fiu ca ei, dar nu de multe ori reușeam. Ai observat așa în copilărie să-ți fie teamă pur și simplu de a nu fi lovită de ceilalți copii? Să ai așa o... Nu neapărat. Distanță. Mă feream de conflicte, mă refeream să supăr pe cineva, mă feream să... Nu greșesc față de cineva. Și teama de adulți era prezentă atunci de, nu știu, profesori sau de oamenii mari, știi? Îi vedem când suntem mici, îi vedem pe adulți așa ca niște uriași, într-un fel. Ți era teamă de ei? Nu neapărat, pentru că așa mi era firea, să zicem, încât dacă eu știam că mă comport bine, nu aveam de ce să mă tem de ei, neapărat. Da. Fratele tău a parcurs, să spunem, după tine un traseu asemănător, adică și el a reacționat cam la fel ca și tine sau a făcut altceva? Așa cum era am mai spus, mare cu câțiva ani, spune. Da, și avea, deja era în grijă bunicilor și a fost, să zicem, a cam fost ferit de astfel de incidente, nu neapărat în totalitate, dar el fiind băiat, poate nu a fost, să zicem, atât de mult afectat ca și mine, care eram o fetiță. Și voi doi vorbeați despre asta, tu și cu el, despre ce se întâmplă? Poate când erați puțin mai mărișor, nu știu, 10 ani. Am evitat să mai vorbim. Chiar și când am crescut mai mare, am încercat să lăsăm trecutul în spate și să mergem mai departe. Și să nu mai discutăm despre ce a fost.
Acum, dacă te uiți în urmă cu ochii unei persoane adulte, nu de 25 de ani, mult înainte, cum îți explici ce s-a întâmplat? Adică, probabil ți-ai pus întrebarea, de ce am trecut eu prin chestia asta? De ce părinții au făcut lucrurile astea? Ce ai răspuns la întrebările astea? Cred că alcoolul a fost singurul motiv, din punctul meu de vedere. Nu că ar fi fost niște firi animalice sau inabordabile. Pur și simplu alcoolul și probabil și educația sau nu-mi dau seama. Oricum, eu una nu mi-aș dori să am parte de așa ceva în familia mea. Știi, acum eu nici într-un caz nu pot să trag niște concluzii despre oameni pe care nu-i cunosc, cum sunt părinții tăi sau fratele tău sau oricine altcineva. De asta vreau să-ți spun lucruri cumva general, fiindcă nu e fair play să pui o etichetă pe fruntea unui om pe care nici măcar nu-l vezi. Nu știu, eu nu știu cum au fost părinții tăi sau fratele tău, dar în general foarte mulți oameni spun că atunci se întâmplă cazuri în care un om sub influența alcoolului e foarte diferit de momentele în care nu bea. Și foarte mulți oameni, am auzit, pot să fie foarte buni, foarte prietenoși, foarte deschiși în momentul când nu sunt băuți. Pentru că atunci când consumă alcool să fie totul altfel. Așa este. Știu? Bun. Spuneai că undeva erai mai retrasă. Tu ai găsit atunci niște strategii cumva să treci peste asta? Fiind micuță, ai spus o dată, erai mai retrasă, evitai să te apropii de oameni. Ce altceva te-a mai ajutat atunci, la vârstele astea mici, cumva să mergi mai departe? Cu școala era ok sau era afectată performanța? Era. Asta e. M-a ajutat foarte mult școala. Uh-huh. Nu mi s-au impus să nu mă duc la școală, nu am fost oprită. Vedeam de școală, m-am implicat cât am putut să fiu bună la școală. Deci, practic, asta a fost refugiul meu, să zicem, școala. Aveai dorința de a pleca de acolo? Da, foarte mult. Foarte mult. Și cumva ai încercat în vreun fel să faci asta? Da, am făcut-o. Cum? După ce am terminat, să zic, școala generală, am început să merg la liceu. Am început să-mi dau seama că nu-s omul care să pot să trăiesc în mediul respectiv, să continui să supraviețuiesc alături de părinții mei. Și am făcut un pas care nu mi l-aș fi dorit să-l fac. Mi-aș fi dorit să am o familie normală și care să mă înțeleagă, care să fie alături de mine în orice fac. Și am cunoscut o persoană, iar la vârsta de 17 ani am hotărât să mă căsătoresc. Am cunoscut pe cineva și ne-am căsătorit. Acea persoană era de vârstă apropiată cu a ta sau nu? Nu, a fost de vârstă apropiată cu mine. Și cred că... Era o diferență mare de vârstă între voi. Da, era diferență mare. Bun, și ai hotărât să te măriți la 17 ani. În afară de dorința de a pleca din acel mediu, erau și sentimente pentru... Au început să fie și sentimente. Viitorul tău soț, reciproce? Da, altfel n-aș fi renunțat neapărat. Deci era dorința să plec de lângă ei mei, dar nu atât de mare încât să fac chiar orice, orice compromis sau... Orice anume. Deci, această căsătorie, practic, a avut în spate și totuși niște sentimente de afecțiune undeva acolo. Și mai erau și alte motive pentru care vrei să pleci, poate vrei să vii într-un alt mediu și pentru școală sau doar să pleci pentru a scăpa de acea tensiune? Pentru că și aveam sentimente și pentru că vreau să scap de problemele din familia mea. Nu știam eu mare lucru despre locul în care vin. Despre ce va fi în continuare, n-aveam niciun fel de idee. Mă gândesc, știu, o tânără de 17 ani se mărită. În ziua de azi, probabil știi, undeva frecvența oamenilor care se căsătoresc din ce în ce mai târziu ca și vârstă crește. Și femeile fac copii, așa cumva, parcă la vârste mai înaintate. Tu te-ai măritat la 17 ani. A fost greu să iei decizia asta atunci? Nu foarte greu, pentru că speram că o să fie un început bun și un sfârșit bun. Cum au privit cei din jur decizia de a te mărita la 17 ani? Prietenii? Colegii de școală chiar, profesorii. Nu au privit. Și familia, părinții, și familia. Fratele tău. Să zicem că n-au fost încântați și n-au fost bucuroși și m-au acuzat, neștiind ce probleme am eu, pentru că așa e lumea. Lumea te judecă, dar nu știe ce e în casa ta, în Dar părinții bănuiau
Și motivul ăsta legat de dorința de a pleca, ți-au spus vreodată? Niciodată mi-am reproșat la mama, adică mă refer în perioada respectivă, da. Să zicem, da, da, da. Imediat următoare, când am hotărât să mă căsătoresc, nu i-am dat de înțeles că eu de fapt vreau să mă căsătoresc, că vreau să scap de ea, să zicem, sau de probleme și conflictele din casă. Mă înțeleg. Dar i-am spus ulterior. Bun. Tatăl tău, Vitreg, a fost de acord cu această căsătorie? Să zicem că nu. Nu a fost. Nici mama, dar și-a dat consimțământul, și-a dat acordul pentru că asta era dorința mea. Și mi-a respectat. Bine, vreau să continuăm această discuție, să vedem ce s-a întâmplat cu această căsnicie începută la o vârstă foarte fragedă în cazul tău. După publicitate, vreau să reamintesc telespectatorilor să nu uite să ne scrie pe Facebook și, nu știu, cumva să vreau să vă reamintesc că această emisiune aș vrea să facem împreună cu dumneavoastră, o emisiune despre oameni, emisiune despre povești de viață reale, despre oameni curajoși care pot să vină să vorbească lucrurile cumva din suflet. Sunați-ne la 0737511554 pentru a lua legătura cu noi și poate pentru chiar a fi invitați în această emisiune. Nu uitați de rubrica din finalul fiecărei ediții în care putem crea un dialog sincer și încerc să răspund la întrebările dumneavoastră. Ne revedem după publicitate.